Echipa de handbal Steaua București are un start perfect de sezon. După 35-29 cu CSM Bacău și 25-24 cu CSM Vaslui, elevii lui Ovidiu Mihailă și Ștefan Laufcea nu se gândesc decât la victorie în meciul de sâmbătă de pe teren propriu cu CSM Alexandria. Steaua a început sezonul cu două victorii. Cum e atmosfera la echipă? Am început cu două victorii, chiar dacă jocul nu a fost cel care ne l-am dorit. Dar sunt două victorii care ne-au dat liniștea și motivația de a merge mai departe. Și sper că atunci când toți jucătorii vor fi 100%, să putem să așezăm lucrurile așa cum ne dorim cu toții. Ce a mers bine și ce a mers mai puțin bine în primele două jocuri ale Stelei? Puțin joc în atac, am suferit destul de mult în jocul de atac, unde am găsit soluțiile greu, dar am compensat cu momente bune de apărare, cu o poartă care nu mai are nevoie de nicio prezentare și e zona care a ținut echipa tot timpul pe un trend ascendent în aceste două jocuri și astfel am reușit să le câștigăm. Mihalcea în mare formă, a marcat 18 goluri în primele două jocuri. Este un jucător de calitate ca vinul, cât se învechește cu atât e mai bun. E un băiat pe care îl știu de foarte mult timp, de la Odorhei am jucat împreună cu el. Și ceilalți jucători l-au pus în valoare foarte bine, deci s-au completat fiecare, dar într-adevăr, atunci când este o acțiune colectivă și e finalizată de oricare dintre ei, s-a întâmplat cu Mihalcea să aibă mai multe reușite, la urmă satisfacția e a tuturor. În acest sezon Steaua revine în sala din Chiajna. Cât de important este acest lucru pentru băieții tăi? A fost foarte dificil. Mă bucur și mulțumesc autorităților de aici că ne-au primit în sală. Practic este totuși ne găsim o identitate, pentru că sunt câțiva ani de zile buni în care am evoluat în sala asta și totuși, chiar dacă nu este sala Clubului Sportiv Armate Steaua, avem o identitate și liniștea necesară să ne pregătim așa cum e normal la o echipă de nivelul acesta. Sâmbătă e meciul cu Alexandria, ai emoții? Fiecare meci e important, fiecare meci e greu, fiecare meci acasă este o provocare pentru că jucăm acasă și orice nereușită poate să te ducă într-o zonă a clasamentului care e riscantă. Dar avem probleme de lot, dar am încredere în băieți că sâmbătă la ora 17 cei care vom fi în viață, să spun așa între ghilimele, vom face efortul necesar pentru a reuși să câștigăm. Unul dintre cei mai în formă jucători ai Stelei în primele două runde este Andrei Mihalcea. Extrema dreaptă a marcat 18 goluri în primele două jocuri și este convins că roșialbaștrii vor avea un cuvânt greu de spus în acest sezon din Liga Zimbrilor. 18 goluri în primele două etape, cum explici forma bună din acest start de sezon? Îmi place să dau goluri, am antrenat foarte bine în cantonament, mă simt într-o formă bună și vreau să fie tot așa tot campionatul. Antrenorul Ovidiu Mihail a spus că ești precum vinul, cu cât avansezi în vârstă, cu atât ești mai bun. Eu nu mă gândesc la asta. Chiar dacă au trecut atâția ani de Liga Națională, eu mă simt foarte bine, încerc să joc cât mai bine pentru echipa mea și să dau totul pentru Steaua. Ovidiu Mihail a revenit la echipă. Cum e atmosfera la Steaua cu noul antrenor? E o atmosferă bună, ne dă impulsuri bune. E un antrenor bun, eu știu, am fost și colegi, dar acum el este antrenor, eu sunt jucător, respectul e respect și noi trebuie să ne facem treaba și să câștigăm. Va fi un meci dificil cu Alexandria sâmbătă? Fiecare meci care l-am avut, l-am tratat cu mare seriozitate. Vrem să câștigăm toate meciurile. Sâmbătă va fi un meci foarte greu, e o nouă promovată. Ei n-au ce să piardă, noi suntem o echipă cu tradiție și o echipă în formă și vrem să dăm tot pe teren. Care e obiectivul este în acest sezon și de ce anume aveți nevoie pentru a-l îndeplini? La toate sporturile, inclusiv handbal, mereu e locul 1. Deci eu mă gândesc anul ăsta să luăm o medalie, asta e cel mai important. Urmăriți jocul de handbal dintre CSA Steaua București și CSM Alexandria pe Steaua TV. Sâmbătă la ora 17, fiți alături de noi!